cele mai reprezentative ale bucătăriei ardelene, combinate cu delicatese de cofetărie și savoarea celor mai premiate vinuri. Pe parcursul expoziției vor întreține atmosfera unii dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului. 14-16 februarie, restaurant Marion Pădurea Rotundă, expoziția de nunți Nunta la Castel, ediția a 5-a, vă așteaptă cu ultimele noutăți din domeniu, degustări, surprize și tombole cu premii incitante. Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Florin Groza de la HiQ și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Daregin TV, Reginul în direct, o emisiune live, atât pe micul ecran, cât și pe Radio Galaxia 96,3 FM. Sunt Ghiță Zileru, intervenții de sezon este subiectul ediției de astăzi. Vă reamintesc 0365100116, număr de telefon. Apropo, dacă puteți, doriți să interveniți pentru a discuta despre subiectul de astăzi și, bineînțeles, pagina de Facebook Daregin TV. Invitatul meu este domnul locotenent colonel Ioan Chibulcutean, comandantul detașamentului de pompieri Reghin. Bun venit și să sperăm că va fi o emisiune cât mai plăcută. Bună seara, mulțumesc de invitație și... Sperăm că așa va fi. Bun, deci vă reamintesc, live, atât pe micul ecran cât și la radio. În primul rând, pentru că domnul locotenent colonel e prezent aici, trebuie să întreb ceva. Vorbim despre pompieri foarte mult, auzim eu, în perioada aceasta e și iarnă, se întâmplă foarte multe lucruri nedorite, dânsii sunt la datorie și încearcă să ne ajute pe cât pot. Dar, în primul rând, ar trebui să înțelegem ce înseamnă să fii pompier, ce înseamnă profesia de pompier, cum se poate explica de un om care toată viața și-a dăruit aceste meserii. Deci e o profesie, cum a spus dumneavoastră, e o meserie găsită în nomenclatorul meserilor. E o profesie frumoasă, din punctul meu de vedere și nu numai. E o profesie care cere, într-adevăr, anumite calități, cere anumite sacrificii, dar îți aduce tot așa de multe împliniri prin faptul că activitatea o desfășori în slujba oamenilor, în slujba comunității și rolul pompierului e de a salva. De a salva vieți omenești, de a salva bunuri materiale, de a interveni pentru gestionarea situațiilor de urgență pe tipuri de risc când se produc ele, începând cu incendii, cu înzăpeziri, cu alunecări de teren, cu cutremure, cu, știu eu, accidente de circulație, accidente chimice cu implicare de substanțe chimice periculoase în amplasament, în afara amplasamentului, tot ce înseamnă
ce înseamnă de fapt situația de urgență. O ieșire din stare de normalitate atunci când viața omului sau bunurile acestea sunt puse în pericol. Și cei care, mare parte a acestor evenimente neplăcute sunt gestionate de pompieri și atunci sigur că rămâne o profesie prin care faci bine și nu puțin lucru. Și într-adevăr, apropo de faci bine și nu puțin lucru, cum spuneați dumneavoastră, chiar și momentul în care apariția smurdului și smurdul la pompieri, momentul în care asociam și am văzut toată lumea unde, de unde vine și cum, încă o greutate adusă pompierilor, dar înseamnă că sunt responsabili. Deci nu degeaba a ajuns acest serviciu la dumneavoastră. Sigur, eu nu consider o greutate. Eram comandant de subunitate în momentul în care s-a înființat smurdul și mai ales în momentul în care s-a deschis acest echipaj și la Reghin. 2001, cred că. Sigur că n-a fost ușor. Mi-aduc aminte momentul în care doctorul Raed Arafat a sugerat deschiderea unui punct de lucru, unui echipaj zmur la Reghin. Eram pus în postura, pe vremea respectivă lucram încă cu militari în termen și aveam destul de puțin personal încadrat, undeva, nu știu, 5-6 pe tură de serviciu și nu puteam, n-aveam șofer să încadrez ambulanța. Pe latura de paramedic m-am descurcat, aveam încă pe vremea respectivă sergenți angajați pe bază de contract și i-am trimis la pregătire, ei au făcut din timp, cred că au făcut un curs de paramedic de 6 luni de zile la Târgu Mureș și deja aveau vreun an de zile cu experiență, lucrați și ca voluntari pe la UPU, pe la Mureș, erau pregătiți, n-aveam șofer și atunci am apelat la bunăvoința primăriei și a Consiliului Local de atunci și ne-au angajat 4 conducători auto care îi plătea și plătește și astăzi dânsii și lucrează la mine. Ia uite că dacă vrei, împreună cu comunitatea locală, pentru că până la urmă și noi și comunitatea locală trebuie să fim puși în slujba cetățeanului și suntem puși în slujba cetățeanului, noi suntem plătiți de la bugetul de stat și nu trebuie să uităm lucrul acesta, pentru că noi suntem în slujba semenilor, a celor care contribuie din salariul lor, ca noi să avem și noi o retribuție și am reușit acest lucru. Vreau să vă spun că a fost de bun augur, oamenii s-au încadrat nemaipomenit la noi și lucrează și astăzi, sunt colegii noștri cu singura diferență, ei nu au grade militare și sunt plătiți de către primăria Reghin, în rest au devenit colegii noștri, nici nu facem nicio fel de diferență. Nicio fel de diferență și nici lumea în momentul, populația în momentul în care... Nici nu se identifică pentru că au aceeași echipament și nu poți să-ți dai seama care e angajatul primăriei sau al nostru, ei lucrează de regulă în echipă de 3 sau 4, dar de regulă în echipă de 3, un conducător auto și 2 paramedici, de fapt și conducător auto și paramedic. Mai mult decât atât, am încercat și s-a reușit în bună parte și cu angajații primăriei și cu cei care sunt titulari. Acum eu mai și rotesc, pentru că permanent și acum am un om la curs la Târgu Mureș de formare ca paramedic și urmează să trimit peste 2 săptămâni alții 2 și atunci oamenii ăștia va trebui să câștige experiență, pentru că ei oricum lucrând în echipajele mele pe descarcerare au nevoie exact de așa ceva și atunci mai schimbăm. Când se poate și ne permite din punct de vedere organizatoric, punem 4 pe tură ca să învețe, pentru că orice meserie se învață, iar la această meserie trebuie să știi foarte bine, pentru că te joci cu viața sau nu te joci cu viața omului, ai de-a face cu viața omului și atunci sigur că trebuie să fie bine pregătiți. Dar asta voiam să spun ca idee, că le-am sugerat și oamenii m-au ascultat și mare parte dintre cei care lucrează ca titulari au și curs de asistent medical și își cunosc atribuțiunile din toate punctele de vedere. Deci, în concluzie, e un succes ideea aceasta, smurd, acum, tot unitar. Sigur că e un succes. Dacă vă spun că e zilnic de 5 la 10 ieșiri pe zi, deci în acțiuni pe care intervin la diferite solicitări, fie ele traume, fie alte afecțiuni medicale, sigur că e un succes. Hai să ne gândim ce a fost serviciul de ambulanță înainte de a veni pompierii și s-a întâmplat acum, pentru că există concurență. Între noi n-a fost niciodată o concurență reală, dar au fost niște pretenții.
cred că nu există timp de răspuns nici la ambulanță ca și la noi. Deci noi în maxim un minut și jumătate ieșim pe poarta subunității, lucru care se întâmplă și la ambulanță, dacă dăm timpul înapoi cu, știu eu. Sau vorbeam, hai să nu vorbim de colegii noștri de la ambulanță, pentru că dânșii sunt pregătiți și absolut, intervin absolut, operațional. Da. Mă întâlneam cu cineva și povestea dintr-un județ unde încă nu există, mai sunt câteva județe în care nu există mare zmurdu, greșeală. Și spune că a solicitat o ambulanță, fiind la cineva acolo, a solicitat o ambulanță și a venit după o oră. E lucru care noi, la noi nu într-o oră nu se pune problema, ne-am întors în subunitate și dacă l-am transportat la Târgu Mureș. Deci, sigur, e un lucru nemaipomenit și nu știu, viața a demonstrat acest lucru, deci nu e o lauda mea și s-a confirmat, pentru că e un serviciu care funcționează. Ce să vă spun, că serviciul Zmurd a ajuns etalon la nivel de Europa. Să vă spun că am avut și acum se află la Târgu Mureș, dar am avut și eu în luna noiembrie și decembrie câte doi ofițeri din Republica Moldova care au făcut stagiu de practică de pregătire la noi în detașamentul de pompieri. Și apropo, ce vă povesteau ei? Deci cu ce? Deci ei nu aveau acest serviciu și vor să-l implementeze și au venit la un curs de formare, formatori, adică cei care vor pregăti Republica Moldova mai departe. Este vorba de ofițeri. Au venit câte doi și au stat câte două luni de zile, au stat câte o săptămână, veneau alții sunt un număr de 6 și se schimbau și veneau, plecau o săptămână, da, plecau la Târgu Mureș, plecau la Sighișoara, reveneau înapoi la Reghin. Ce vă spuneau ei așa? Au fost încântați deci, din toate punctele de vedere, din punct de vedere profesional, dornici de a învăța și ei își cunosc menirea, pentru că ei vor fi cei care vor pregăti mai departe și le-a plăcut și, dacă vreți, orașul Reghin, exact. le-a plăcut subunitatea, veneau cu drag la noi, le-a plăcut colectivul, am încercat și le-am solicitat colegilor să-i primească ca pe frații noștri și numai așa să se comporte cu ei și s-au simțit nemaipomenit de bine și pentru noi a fost o încântare că am reușit cu experiența noastră să le dăm și lor. Acum, nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar echipajul Zmurd de la Reghin a luat 2 ani la rând locul întâi pe țară, ceea ce nu-i puțin lucru. Adică, la nivel chiar de unitate, s-a organizat concursul, știți foarte bine că a mai fost discuții pe tema asta. Anul trecut s-a desfășurat ediția a doua a concursului de descarcerare și prim ajutor medical, care a fost organizată la Târgu Mureș. Acum 2 ani, pentru prima dată, școala de suboficeri de la Boldești și faptul că și acum 2 ani și în anul ăsta echipajul care a fost și reprezentat de la Reghin a luat locul întâi, înseamnă că am dovedit că dăm dovadă de profesionalism și de pricepere în ceea ce noi facem. Deci, practic, din ceea ce ne spune domnul comandant, înțelegem un lucru. Da, e la omul potrivit la locul potrivit sau serviciul potrivit acolo, la locul potrivit și oamenii potriviți. Pentru că nu oricine, nu cred că oricine poate să facă meseria aceasta de pompier. Pe lângă, indiferent, pompier efectiv la intervenții sau la descarcerare sau la smurt, nu cred că oricine poate să facă. Acum, la modul, fără a lăuda sau fără ce, cred că ai nevoie de ceva, calități care nu sunt întâlnite la toată lumea. Luat ca calități, sigur că în primul rând trebuie să fii un om care, hai să zic, ai curaj, pentru că intervențiile nu sunt deloc ușoare. Sunt situații în care te întâlnești cu victime, cu persoane decedate și nu numai că sunt decedate, dar au și, știu eu, arse sau și copii și traumele din punct de vedere vizual când mergi la o intervenție și ai văzut că pe mine mă doare cel mai tare când mă duc la o intervenție și văd că doi oameni sau un om în vârstă, oarecum trecut de 70, de 80 de ani, a rămas fără nimica și plâng și sunt atât de amărâți și atât de dezamăgiți de viața asta că au primit acum la bătrânețe, când să-și ducă în liniște, au primit o palmă atât de grea. N-ai cum să fii indiferent. Deci zic eu, trebuie să ai suflet în tine, pe urmă trebuie să ai curaj, pe urmă să ai niște condiții fizice deosebite, pentru că munca noastră nu e muncă de birou, implică mult efort fizic și pe urmă să ai dăruire, să ai, știu eu,
dorința de a face bine, cred că e foarte important. Acum, sigur, te uiți și la latura financiară, că până la urmă toată lumea muncește pentru a-și câștiga mijlocul de existență. Dar vă spun că salariul e un salariu de bugetar. Nu e nici foarte puțin, dar nu e nici exagerat de mult. Dar sunt multe profesii care se fac mult mai ușor din punct de vedere a câștigării banilor. Ei, aici dar implică această și suflet. Muncă o faci din pasiune și am spus-o și o mai repet. Eu atât de mult, după ce am făcut stagiu militar ca pompier și am văzut ce înseamnă, totuși, făcuse un an și 6 luni de armată, am văzut ce înseamnă această profesie, atât de mult mi-am dorit încât aș fi rămas sau aș fi lucrat și fără și salariu, numai să fiu primit în acest sistem. Și n-a fost deloc munca ușor până am ajuns, pentru că în Academia de Poliție, Facultatea de Pompieri, locurile sunt puține. Când am dat eu a fost 22 de locuri la nivel de țară și acum sunt tot așa undeva între maxim 50 ca promoție mare, să spun, iar concurența e peste 10 pe un loc. Deci nu se intră ușor. Legat de ce am primit noi ca oameni în momentul în care și pompierii s-au profesionalizat și serviciul militar obligatoriu a fost scos prin legislație, vorbesc de 2006-2007, atunci sigur că nu era școala sau legea luată înaintea pregătirii din punct de vedere uman și a fost nevoie să facem încadrări din viața civilă. A fost oportunitate pentru generațiile de atunci. De multe ori se mă întreabă lumea și sunt întrebat când mai faceți angajări la pompieri. Le spun că niciodată. Niciodată. Pentru că a fost când va mai fi odată serviciul militar obligatoriu și va și fi se scos. Iarăși, și atunci da. Va fi oportunitatea. Dar în rest a fost, pentru generația respectivă, a fost o oportunitate, dar spre bucuria mea, pentru că pentru mine a fost o încântare, au fost 10 pe un loc. Deci 10 pe un loc, cum era la Facultatea de Medicină, față de alte subunități unde sunt subunități unde n-a fost niciunul pe un loc sau la București, de exemplu, erau 2 pe un loc, 3 pe un loc. La mine, la Reghin, a fost cel mai mult 10. După aia a fost Târgu Mureș și nu mai știu, cu 4, Sighișoara, cu 2, Târnăveni, Bulu și Sărmași, nu a fost. Am fost cei mai mulți pe un loc. Nu știu de ce. Poate orașul mic, lume multă, oameni, oportunități de angajare mai puține sau poate că am și promovat această selecție și oamenii au venit. Ei, faptul că au venit foarte mulți nouă ne-a dat posibilitatea să alege ce mai bun. Iar lucrul ăsta pe mine nu face decât să mă bucure sau n-a făcut decât să mă bucure, să mă încânte și spre fericirea mea, spre ușurința mea, 40% care au fost angajați au fost cei care au trecut prin mâinile mele ca militar în termen și au fost formați de către mine. Și pentru mine a fost foarte simplu și foarte ușor să le spun ce vreau, iar cele să preia de, știu, exact. Cerințele și, știu, profesia de pompier, raportându-se la ce fac colegii care aveau oarecare experiență de armată. Îmi amintesc în acele momente, chiar și prieteni de-ai mei, bine, dar da, vreau să ajung la pompier. Da, și păi aici am fost. Și tu unde? Păi tot aici. Da, deci de aceea. Mă, mi-a plăcut și acum dacă pot să fac o meserie din asta. Da, sunt da, oamenii care știau unde vin. Exact. Să știți că au fost și situații care au venit, au intrat și n-au știut unde vin și au plecat. Și nu toată lumea se poate acomoda. Da, da, sunt da. Oameni care nu pot, efectiv, nu pot să vadă sau nu le place programul. Noi lucrăm totuși în foc continuu. Exact. Ei, acum... Sigur. Se adaptează cine poate. E și de Crăciun, e și de Revelion, e și, știi, o planificarea concediului o fac eu și nu o fac ei. Da. Acum eu aș vrea și toată lumea ar vrea să plece în sezonul estival. Da. Dar ce se întâmplă dacă toată lumea pleacă în concediu și pompierii rămân fără? Deci nu atunci e oricum o viață militară în care sunt niște reguli și niște regulamente de îndeplinit și... Bun, nu e făcută practic pentru oricine. Asta este. Și nu pentru femei. Exact. Bun, asta mai vedem deci puțin. Deci e o profesie. Ne găsim poate undeva un loc deci și nu vreau să fiu bădărană. Eu am 3 femei acasă, soția și 2 fete și iubesc mult femeile și de multe ori zic eu nedreptate, dar totuși e o profesie care nu poate fi făcută de către femei, deși legislativ s-a permis încadrarea și atunci la înscriere au fost câteva domnișoare care au vrut să vină la noi în sistem. Din păcate, probele fizice au fost destul de grele și au căzut, n-au ajuns în fază. La nivel de țară știu, dar nu s-au acomodat. Ori au plecat, ori și-au găsit locuri de birou. Eu vorbesc de operativ și de intervenție. Sigur, ca la birou, la birou unde la financiar sau la resurse umane, poți să stea... Exact. Sigur. Da. Bun.
Foarte savuros, domnul locotenent colonel. O scurtă pauză și revenim, pentru că meseria de pompier este una care implică extrem, extrem de multă pasiune, suflet și, în cele din urmă, responsabilitate. Pauză și revenim. Înseamnă jurnal de Reghin? Pentru mine, muncă, echilibru și dorința de a face mai mult pentru orașul meu. Dorința de a prezenta evenimentele clar și obiectiv. Întotdeauna am fost și vom fi acolo unde se întâmplă, ceea ce contează cu adevărat pentru Reghin, pentru orașul nostru al tuturor. Pentru că la noi, indiferent de culoare politică sau naționalitate, toți au libertatea de a vorbi. Libertatea de exprimare și lipsa cenzurii ne face mult mai puternici, pentru că informația înseamnă putere. Informația înseamnă o viață mai bună. Pentru tine, pentru Reghin, pentru voi, suntem noi aici. Pentru că aici se întâmplă, aici afli. Urmărește singurul grupaj informativ de știri locale în Reghin. Urmărește Jurnal de Reghin. Jurnal de Reghin, emisiune ce a obținut premiul pentru cea mai bună știre de televiziune în cadrul SimFest 2013, singurul festival de televiziune din țară dedicat producătorilor independenți și televiziunilor locale sau regionale. Să o revezi? Accesează www.tareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. We'll be right back.
Am revenit, Reginul în direct, aici la Daregin TV, pe micul ecran și, bineînțeles, în același timp, live pe Radio Galaxia 96,3 FM. Sunt Ghiță Zileru, vă reamintesc, 0365100116, număr de telefon, dacă doriți să interveniți apropo de subiectul de astăzi și, bineînțeles, pagina de Facebook Daregin TV. Invitatul meu este domnul locotenent colonel Ioanchi Bulcutean, comandantul detașamentului de pompieri din Reghin, care, în prima parte a emisiunii, a făcut o amplă trecere în revistă a meseriei, haideți să luăm mai bine spus așa, a meseriei de pompier. Cu toate că am povestit foarte multe bune și ce ar fi și mai bun apropo de această profesie, totuși dânsul are un off. De ce? Pentru că la un moment dat a fost un boom, anii 2006-2007, în care lumea a fost foarte dornică. Bun, e, dar acei ani au cam trecut. Am ajuns totuși în 2014 ca să fie nevoie de cadă și încet, încet să fie nevoie, pentru că asta este, viața merge mai departe, mai îmbătrânim, unii merg în pensie, da, trebuie să apară alții și alții. Bineînțeles, și vă spuneam înainte de publicitate că multă lume mă întreabă când se fac angajări la pompieri. V-am spus, nu se vor mai face angajări la pompieri, însă oportunitatea de a ajunge pompier există. Și pe latura asta, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să abordez acest subiect, având în vedere faptul că, din păcate, județul Mureș trimite și reușesc să promoveze examenul și să absolve un număr relativ redus de pompieri. La Academia de Poliție, Facultatea de Pompieri, eu am terminat acum 24 de ani și de atunci nu vreau să vorbesc prostii, dar nu fi fost mai mult de 5 care au plecat din județul nostru și au terminat. Și, din păcate, vin alții din alte județe și ocupă locurile la noi, când puteau copiii noștri sau, știu eu, rudele noastre să lucreze. Legat de subofițeri. Așa. Deci, mă scuzați, e bine de reținut. Există Facultatea de Pompieri în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza la București, cu un stagiu de pregătire de 4 ani de zile în profesia de inginer pompier. Și există o școală post-liceală, școala de subofițieri de pompieri și protecție civilă, Pavel Zăgănescu din județul Prahova, Boldești, județul Prahova, unde pregătește subofițierii de pompieri. Ei, la această școală sunt scoase totuși un număr de 200 de locuri la nivel de țară. Dacă la Academie sunt mult mai puține, sub 50, aici sunt 200 de locuri. Deci fiecare județ ar trebui și ar fi normal să intre cel puțin 6-7 reprezentanți. Din păcate, vă dau un exemplu, județul Bistrița are o politică de cadre de selecție foarte bine pusă la punct și se prezintă 30 la concurs și intră 5-6. Mureșul se prezintă cu 2-3 în ultima vreme și poate intra unul sau nu intra niciunul. Și pe latura asta și ca sarcină de serviciu, domnul inspector șef ne-a trasat-o încă din finele anului trecut sau de la examenul din vară, că suntem deficitari și vrând nevrând timpul trece și va trebui să pregătim pe Pinera care să ne ia locul. Din acest punct de vedere am sau o să dezvoltăm o strategie prin vizite în licee, o să venim și o să popularizăm această profesie, poate vom merge și la nivelul de a prezenta, știu eu, un scurt exercițiu demonstrativ, o tehnică de intervenție să facem, să atragem în acest domeniu. Repet încă o dată, e o profesie nemaipomenită, e o profesie atât de bună, e o profesie care îți asigură stabilitate, îți asigură un loc de muncă și un loc de muncă acasă și merită să încerce. Sigur că trebuie să încerce băieții buni, băieții care sunt bine pregătiți din punct de vedere, examenul se dă din matematică fizică și nu e deloc ușor și atunci vom merge spre liceele cu specialitate în acest domeniu, mate info, mate fizică și așa mai departe, dar mi-aș dori ca această activitate să aducă roade, pentru că vrând nevrând anii trec, în pompieri știu eu, la 55 de ani deja ești bătrân, nu mai ai ce face. Avem nevoie de suflu nou, de tineret și doresc foarte mult cum scăpăm de iarnă să întreprindem la liceu și poate și cu sprijinul dumneavoastră să popularizăm această profesie. Absolut. Pentru că e păcat, e o profesie minunată și e păcat să vină din alte județe. Sincer, nu-mi place, la nivel de inspectorat a venit din Botoșani, a venit din Slatina, a venit din Urziceni, au venit oameni care sunt ofițeri ISU Mureș și nu sunt oameni de la noi, pentru că nu au fost de la noi și e un lucru care, nu știu, așa mă doare, pentru
că oamenii ăștia vor veni și vor sta, dar când vor prinde oportunitatea de a pleca spre casă, vor pleca. Și vor pleca când sunt bine pregătiți de către noi, din punct de vedere profesional. Sigur că vii absolventa unei școli, dar experiența se câștigă în muncă, sigur. Și îmi doresc ca oamenii care vin să rămână statornici, nu să plece de la noi după ce îi pregătim și îi formăm. Oricum, vă garantez, cei care privesc sau care ascultă emisiunea, ascultându-vă cu multă patimă vorbiți despre această profesie, deja e o reclamă făcută, dacă doriți, sau deja e un pas, apropo de dorința dumneavoastră de a mediatiza prin această emisiune, prin ceea ce mi-aș dori eu. Și eu dacă aș avea, v-am spus, nu pot să zic din păcate, pentru că sunt fericit că am două fete, dar dacă aș avea ficiori, cu siguranță, de mici i-aș crește și i-aș îndruma și le-aș, nu știu, îndoctrina mintea că pompier trebuie să facă, pentru că e o profesie atât de nobilă și atât de frumoasă, încât e păcat. E păcat să, știu eu, să ducem lipsă de oameni care să se zbată să ajungă pompieri. Bun. Deci, o pledoarie, apropo de seria de pompier, pe care domnul locotenent colonel o face cu atâta patimă încât e imposibil să nu stai să reflectezi puțin. Ia, stai puțin, o secundă. Ceva totuși trebuie să fie adevărat în ceea ce spune domnul colonel și haide să ne gândim. Poate e făcută pentru cineva, pentru dumneavoastră, poate pentru apropiați, nu se știe niciodată. Pentru copii, pentru viitor, e în regulă. Dânsii se vor ocupa de mediatizare și prin licee, prin școli, cum a spus dânsul, dar noi, uite, aici, micul ecran, radio, și încercăm atât cât putem să punem și noi umărul la această mediatizare. Bun, și dacă e vorba de mediatizare, pentru că a fost un an 2013 foarte plin de evenimente, câteva repere, așa, dacă puteți, apropo de, pentru că tot vorbim de intervenții, vorbim de pompieri. Ce să vă spun, pompierii pot să fie siguri că nu vor șoma niciodată. Haideți să facem o paralelă. Acum 25 de ani, nu vreau să greșesc, dar sub 50 de intervenții am avut în primul an de munca mea. Deci sub 50 de intervenții. Ca în 2013 să ne trezim cu 286 de intervenții la incendii și 1400 de intervenții la smurt. Ia vedeți că deja ne apropiem de către 2000. Numai în această lună, în luna ianuarie, am avut 28 de intervenții la incendii și accidente, deci de către echipaj, și nu mai știu, 56 de către echipajul zbor. Deci se apropie iarăși de către 100. Va fi de lucru și mai ales că parcă ni se distribuie și asta spre binele nostru. Tot ni se mai distribuie câte o situație care trebuie noi să o gestionăm, câte o stare de pericol, câte da. Sigur că da. Și asta e spre bine și nu face decât să fim onorați, pentru că încet, încet, dacă acum 25 de ani nici nu se punea problema să mergi să intervii pentru a scoate... Haideți să vă dau un exemplu. Săptămâna trecută am scos o căprioară care, hăituită de câine, a căzut în râul Gurghiu și îngheța săracă acolo. Nici nu ne băga nimeni în seamă și ne solicita, sau la un roi de albină scăpat de sub control, sau intervenții la un șarpe care s-a trezit omul cu el în casă. Deci nu eram solicitați. Până la urmă facem și lucruri care legislativ nu ne aparțin. Vă dau un exemplu. Noi suntem pregătiți și avem ca atribuțiuni să salvăm de la NEC. Dar să scoatem persoane decedate de 5 luni de zile în putrefacție din râul Mureș sau Gurghiu nu e atributul nostru. Dar când aceste persoane sunt observate sau rudele observă, cine merge să o caute? Tot noi mergem și tot noi o scoate, pentru că nu există o altă instituție. Și e normal să fim, pentru că suntem instituția care suntem în slujba comunității și oricând și în orice situație nu face decât să ne ambiționeze și să ne facem să ne pregătim, să perseverăm încât să fim de folos. De-aia vă spun că cu toată încrederea veniți că e de lucru la pompieri. Ce să vă spun, care pere? A fost un an bun. Din punct de vedere profesional, a fost ultimii doi ani, au fost doi ani buni. Bun în sensul că s-a schimbat și conducerea inspectoratului. A venit domnul inspector șef Olteanu, un om deosebit, un om plin de energie, un om care a schimbat, venind din București, cu altă viziune, cu altă mentalitate, a schimbat stilul de muncă, a revoluționat, dacă vreți, acest sistem din toate punctele de vedere. E un om care știe să aprecieze valorile și
sunt mândru oarecum și fericit că totdeauna a spus-o nu la nivel de postul dumneavoastră sau bilanț la noi, și la nivel de unitate când a avut ocazia, că cea mai bună subunitate din ISU e subunitatea de la Reghin, că oamenii cei mai competenți și oamenii cei mai de bază sunt oamenii de la Reghin. Vreau să vă spun, poate și prin faptul că, deși am avut incendii multe, timpul de răspuns a nostru a fost destul de micșorat, în sensul că am ajuns și datorită dotării care s-a îmbunătățit în ultima perioadă, am ajuns destul de repede și din fericire nu am avut incendii foarte mari în ultima perioadă, însă ele au fost și au fost multe. Să vă vorbesc pe latura de accidente, am avut acum o săptămână, acum două săptămâni un accident care a fost mediatizat și toate acțiunile noastre în mare parte sunt mediatizate de către dumneavoastră și mă bucură și nu face decât un lucru, nu dorința mea de a apărea pe sticlă, nu. Pentru că eu sunt un om modest și un om care nu vreau, și lumea mă știe și mă cunoaște și nu vreau să fac, dar e bine ca din fiecare să se învețe ceva. Am avut un accident cu 12 victime pe care l-am gestionat eu până a venit și inspectorul șef. N-a fost deloc ușor să mergi, să ajungi la un accident, să vezi 12 oameni pe jos. Imaginea împreună, a fost greitoare. Împreună cu domnul doctor, care domnul Moga, care era de serviciu la ambulanță, nu mai știam la cine să fugim, ce să facem, ce măsuri să luăm, să le salvăm viețile acestor oameni și din fericire cu o mobilizare impresionantă de forțe, cu numai știu 7-8 ambulanțe, da, cu elicopter, cu da, mașini speciale pe care am avut victime multiple, terapie intensivă, mașină medic și așa mai departe, am reușit ca toți oamenii să ajungă la spital în condiții bune și să zicem de siguranță. Am avut un accident în toamnă, luna septembrie-octombrie, în județul Bistrița, pe teritoriul gărzii de intervenție de la Bistrița, dar era un accident feroviar între Monor și Vătava, tot așa, cu 24 de victime. Tot noi am fost cei care am ajuns primii acolo. Cam aceeași situație, n-am putut nici ajunge în zonă. Am mers un kilometru pe jos, cu mijloace de descarcerare, mână și așa mai departe. Luați oamenii ăștia, transportați la ambulanțe, tot așa. O mobilizare de forțe cu conducerea celor doi inspector șef de la Bistrița și de la Târgu Mureș. S-a reușit extragerea victimelor care au fost încarcerate, transportul în siguranță și asistența medicală care se asigure stabilitatea până ajunge la unitatea spitalicească. Uneori aș vrea să fac un apel la accidentele de circulație. Sunt oameni care, necunoscând, din dorința de a face bine, fac rău. Trebuie să analizăm foarte atent oamenii care sunt într-o traumă. Dacă ai voie să tragi de el, să-l scoți din mașină sau aștepți, singurul lucru care poți să deconectezi bornele ca să nu se producă un scurt circuit și un incendiu. În rest, e bine să lași oamenii specializați, pentru că s-ar putea să aibă o fractură de coloană, iar prin faptul, din dorința ta, să-l tragi afară, s-ar putea să îi secționezi măduva și să rămână paralizat pe viață. Deci trebuie mare grijă. Se întreabă uneori oamenii, domne, dar de ce durează atât de mult până pleacă ambulanțele? Ei, sunt situații în care stă o jumătate de oră, o oră, până medicul nu are certitudinea de 100% că omul ăsta e în afară oricărui pericol pe timpul transportului, nu se pleacă, pentru că nu poți să faci, terapie intensivă pe ambulanță în timpul mersului, trebuie să-l stabilizezi atunci și în momentul în care ai certitudinea. Dar oamenii sunt profesioniști, mă refer și la medicii de la ambulanță din Reghin și la colegii mei și cei la Târgu Mureș care vin cu atâta drag când se întâmplă. Și o mobilizare am avut de 1 decembrie, înainte de a veni la depunere de coroane și la festivități, am fost la Fărăgău, tot așa, un accident cu, 5 victime, 7 victime, câte au fost, tot așa, grav rănite. Au venit de la Târgu Mureș, terapia intensivă, a venit transport victime multiple, foarte repede. Ne-au ajutat, ne-au sprijinit. Între noi există o colaborare și o înțelegere și o conlucrare. Vorbesc între ambulanțe, vorbesc între SMURD și pompieri. Dacă toate structurile ar merge așa, n-ar fi nicio fel de problemă și spre binele cetățeanului, în primul rând. Exact ceea ce spunea domnul colonel. Nu încercați, timpul de reacție al lor este foarte rapid, deci se ajunge foarte repede la accident. Încercați să nu faceți rău. Sunați. Vreau să vă spun un singur lucru. Vă dau un exemplu numai de la deplasarea de la Suseni spre Luieru.
de la ieșire din Reghin, de la firmele Gliga și până în Suseni, nu am putut să depășesc cu toate mijloacele acustice și optice în funcțiune, nu am putut să depășesc două dube care mergeau pe mijlocul drumului în fața mea. Ca să-mi dau seama când am ajuns de a reuși să erau doi oameni în vârstă, n-am toată stima pentru oameni în vârstă, erau din același județ, nu erau din Mureș, vorbeau unul cu celălalt la telefon. Și cred că le mergea și muzica, de n-au reușit să mă ajute. M-au încurcat, am pierdut două, trei minute în deplasare. Nu știu, aș face un apel pe această cale. Atunci când conduceți în mașină, dați muzica, și în special tinerii, dați muzica să meargă, dar în așa fel încât să nu vă incomodeze, să puteți auzi și sirenele când vin pompierii, poliția, salvarea, pentru că noi plecăm în misiune. Să nu cumva să creadă cineva că ne place să facem această gălăgie. Noi ne ducem și folosim aceste mijloace ca lumea să ne repereze, să se tragă, să ne lase, pentru că avem o prioritate. Niciodată când venim din misiune nu le folosim. Venim ca orice cetățean, ca orice normal. Cetățean normal într-un trafic rutier. Exact. Așadar, ați înțeles, da? Câteva sfaturi de mare importanță și pe care, din păcate, unii dintre noi le ignoră. Încă o scurtă pauză și revenim în ultima parte a emisiunii noastre, intervenții de sezon, pompier, o meserie extraordinară. Pauză și revenim. Prea repede trece. Echipa Da Reghin TV roagă telespectatorii care au probleme cu recepția postului nostru de televiziune să-și informeze distribuitorul de cablu pentru remedierea situației. Menționăm că întreruperea în anumite zone a transmisiei Da Reghin TV sau înlocuirea acestuia cu alt canal nu este realizată de echipa noastră și rugăm abonații care au întâlnit asemenea probleme să le semnaleze la telefonul 0365 100 116. Da Reghin TV. Pentru tine, pentru Reghin. Ai fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. 1228, prima testare documentară a Reghinului. 1427, Reghinul este amintit pentru prima dată ca târg. 1951, se construiește prima vioară la Reghin. 1955, echipa de fotbal Avântul Reghin promovează în divizia A. 1994, localitatea este ridicată la rang de municipiu. Descoperă și tu istoria Reghinului în fiecare săptămână la Da Reghin TV, alături de profesorul Ioan Costea.
Un popor fără tradiții este un popor fără viitor. La noi tradițiile sunt pe primul plan. La noi artiștii de viitor sunt la prima oră. Noi respectăm tradițiile și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Reghinul în direct pe sticlă la Darini TV și în același timp live pe 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, vorbim despre intervenții de sezon, o meserie extrem de frumoasă, dar în același timp grea și cu multă responsabilitate, cea de pompier. 0365100116, număr de telefon, sau pagina de Facebook Darini TV. Domnul locotenent colonel Ioan Chibulcutean, comandantul detașamentului de pompier Reghin, interlocutorul meu de astăzi și, bineînțeles, am vorbit foarte multe lucruri în ultima parte înainte de pauza pe care am avut-o. Dânsul exact ne dădea câteva sfaturi apropo de comportamentul chiar și în trafic, în momentul în care suntem, indiferent de vârstă. Bun, dar acum, pentru că sunt două lucruri pe care vreau să le subliniez în fiecare vară, pentru că noi asta dați-mi e meseria, voie, da? Dați-mi voie, da, până ajunge, da, la vară, totuși suntem, da, la iarnă. Da. Haideți să nu ieșim încă din sezonul de iarnă, bun, că bun, s-ar putea, dar că oricum, să mai continue. Acel subiect neapărat. Vreau să scot în evidență un lucru. A crescut îngrijorător. Numai în luna ianuarie am avut 9 incendii provocate de horn, burlan de fum, necurăța sau neproteja corespunzător față de materialele combustibile. Din fericire, mare parte de ele s-au soldat cu pagube materiale minime, știu, 3 metri, 5 metri de acoperiș, care, până la urmă, se reface. Au fost și câteva situații în care s-a extins mai mult. Dar vreau să sensibilizez cetățenii pe această latură. Nu se poate să încep sezonul de încălzire în toamnă fără hornul curățat. Nu se poate să nu mergi cel puțin o dată pe săptămână să-ți inspectezi burlanul, să-ți inspectezi hornul, să vezi dacă nu ți-a căzut o cărămidă, să vezi dacă nu s-a produs o fisură, să vezi dacă nu s-a spart țeava, să vezi dacă nu s-a deschis ușuța de vizitare, că am avut un caz prin care ușuța era deschisă și a căzut scândeile și s-a aprins acoperișul. Deci, încă sezonul rece mai continuă, și aș vrea să sensibilizez oamenii să-și ia minimul de măsuri pe latura asta, pentru că e păcat. E păcat din 5 minute de inspecție, de a verifica, de a vedea, sau știu eu, un telefon la un coșar și, nu știu, 20 de lei sau cât e. Și nu e un tarif atât de mare să faci o curățenie de 15 și minute saldează viața, și saldează și casa și viața și bunurile. Deci pe latura asta. Pe urmă, dacă vorbim, am vorbit despre accidente, am spicuit un picuț sau n-am vorbit nimic despre incendii. Anul 2013 ca bilanț, sigur, a fost un an în care numărul incendiilor a scăzut și a fost îmbucurător, dar a fost datorat și faptului că am avut foarte puțin ardere de vegetație uscată și incendii de foc forestier. N-am avut niciunul, ceea ce acum 2 ani am avut, eram campionul județului și pe țară, aveam 5 incendii și 3 concomitent. Am stat 2 săptămâni într-un vârf de munte și am venit acasă pe la 6 seara și dimineața pe la 4 am plecat în cealaltă zonă. Deci, știu, nu a fost secetă atât de mare, de bine de rău, în zona noastră s-au mai produs precipitații și nu au fost. Însă vreau să atrag atenția că începe deja să se primăvereze. Încet, încet, vegetația încă există din abundență pe câmp și vegetație uscată. Ce să vă spun, că într-una din seri mă sună de la lucru că este foc de pășune. Acum, când era zăpada nu atât de mare și unde? La capul dealului și am ieșit afară și într-adevăr ardea și domnul inspector mă sună disperat: n-ai plecat că intră în pădure, domnul, este totuși 3 cm și nu intră în pădure, cunosc pădurea, nu are cum, e foioasă și nu intră în pădure. Dar deja lumea a început și fac apel, pentru că vă spuneam în pauză, acum 2 ani, 2 oameni din județul Mureș care au incendiat și a dat foc la vegetația uscată au decedat. Mai a fost un dosar penal
care un om în vârstă a prins și a mers în pădure și azi nu mai știu, 24 de hectare de pădure și așa mai departe. Acum, eu aș interzice arderile, dar măcar să sensibilizez pe latura, dacă o faci, fă-o cu responsabilitate, fă-o când nu bate vântul, fă-o cu luarea minimilor măsuri, adică să ai certitudinea că nu se extinde, că e împrejmuit, că e, știu eu, făcut un culoar de protecție, pentru că s-ar putea să ne coste, știu eu, scump din punct de vedere o ardere din asta sau să ne coste viața sau, știu eu, viața altor persoane. Deci rog foarte mult să fie, să nu se joace. Cu focul nu e de jucat. Deci cu focul nu e de jucat. Ați văzut intervenții de sezon. Am ajuns și la chestia cu vara. Într-adevăr, despre aceasta era vorba. Și pe mine și pe foarte multă lume îngrijorează acest fenomen. Că putem să-i spunem fenomen. Lumea s-a obișnuit să facă așa ceva. Bun. Domn colonel, vă mulțumesc foarte mult pentru... Uitați, așa a trecut timpul și suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii. Vă dați seama, o meserie extrem de frumoasă, dar când stai de vorbă cu un interlocutor care are dragoste pentru această meserie și care încearcă să vă dea sfaturi ce să nu faceți pentru binele dumneavoastră, al vieții dumneavoastră și al bunurilor pe care le aveți, trece timpul foarte, foarte repede. Eu vă doresc toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să se împlinească și...